Mașina acum este pe o poziție minimă, e foarte joasă la partea de bot, doar că suspensia fiind reglabilă, nu sunt probleme de conduită, de ținută, de drum, de obstacole, având în vedere că ai mai multe poziții pe care poți sălta mașina. Aspectul însă este total neconvențional și cred că singurul lucru care putea fi îmbunătățit la mașină este aspectul cheii, care este la fel cu al oricărui alt Citroen. Parcă merita o cheie mai drăguță, având în vedere cât de futuristă este toată mașina. Mai ales în zona din spate e ciudată. Deși arată ca un hatchback, în realitate este un sedan 100%, pentru că luneta stă pe loc, nu se deschide. Are această formă bombată invers, care produce acea depresiune. Pe urmă, portbagajul e foarte greu și are o deschidere destul de ciudată. Aici se află un eleron care poate fi comandat de la maneta de ștergătoare sau se ridică automat la viteză. Uitați-vă inclusiv la amortizoare, ce unghi ciudat au față de o mașină normală. Nu e un portbagaj neapărat mic, dar are deschiderea destul de ciudată și e relativ plat în partea asta, nu e foarte adânc. Bănuiesc că are și ceva detaliu suplimentar de deschidere, aici se pot vedea sistemele astea de roată de rezervă, de dimensiuni cât de cât ok, dar nu cred că e cel mai mare atu al mașinii, dar am zis să menționez că există treburile astea pe aici. Banchetele sunt și ele rabatabile, există, nu mai știu ce există, da, mă rog, se rabatează astea, am crezut că mi-a căzut o lentilă, de-aia m-am bâlbâit mai devreme. Nu este nici ăsta capitonat în partea de sus, deci se putea oarecum mai bine, dar cert e că mocheta asta este foarte bine gândită. Da, la portbagajul ăsta chiar e nevoie de aceste amortizoare, e foarte greu, se închide destul de energic, până și flapsul de la rezervor are o formă așa puțin diferită și aici putem vedea cu adevărat un interior revoluționar. În primul rând, detaliile astea. Uitați-vă cum se deschide această mică scrumieră. Are o pivotare. Are un sistem complex la mecanism. Se și vede cum funcționează acolo. Pielea de pe aceste cotiere imită cumva granulația lemnului. La fel și partea asta de față de ușă, deși este un material plastic de origine. Aici chiar avem piele. Aceste sertare care se deschid foarte satisfăcător, capitonaj și inclusiv aici un mic spațiu de depozitare și închiderea se face printr-o apăsare și o ridicare lentă. Nu are rame la geamuri, geamurile sunt dublate, sunt stilul ăsta privacy glass, cum sunt ele numite, adică sunt două foi de geam care sunt lipite și asta produce acel efect de insonorizare sau de termos, cum vreți să-i ziceți. Partea de banchete de asemenea are o formă total atipică față de o mașină normală. La Audi am mai văzut genul ăsta de scaune. Cert e că te simți ca într-un fotoliu. Adică odată intrat în mașină, picioarele stau perfect pe această banchetă. Unghiul e spre spate. În zona centrală are o cotieră care însă nu are niște suporturi de pahar. Zona din spate are o climatizare proprie cu două brichete. Puterea de ventilație de aici, unghiul de reglare în partea asta cu ventilațiile proprii, iar locul la cap e oarecum la limită. Dacă stai un pic mai scurs, oricum ca la drum așa, se stă chiar foarte bine în această mașină. Și interesant e că acest oblon poate fi deschis foarte comod și în această poziție cu ușa închisă. Interiorul este deosebit de luxos din punctul meu de vedere. Este cel puțin la aceeași calitate cu ceea ce se făcea pe W211, pe care l-am prezentat deja pe canalul mai multe iterații. Dar mașina asta e cumva altfel. Asta mi se pare mie diferit la ea. Cred că soft close ar mai fi putut să aibă. Așa ca să fie pachetul complet. Avem reglaje complexe pentru scaun, însă spătarele nu sunt atât de reglabile ca la Citroenul C5, care are în plus și fracționarea aia de la jumate a spătarului și cert este că de la zona asta de aici poți regla ce înseamnă reglajul lombar, poți să ridici și să cobori scaunul din partea de jos de aici și spătarul din partea de sus. Tetierele au un reglaj manual,
însă se mișcă pe mai multe poziții dacă tragi de ele. Iar din nou forma asta a șezutului și tipul de piele folosit au anume căldură, așa alunecă. Chiar e foarte, foarte confortabil, se vede și la picioare că nu e vreo problemă deloc. Elementele acestea de lemn mi se par foarte bine reglate pe acest interior. Torpedoul este capitonat cu o deschidere lentă, are diverse spații de depozitare pe acolo. Aceste ventilații se pot închide complet și au reglajul manual. Bordul este dintr-un material ciudat la atingere, e un plastic tare, însă pare foarte dens, nu are senzația aia de plastic navetă. Iar aici zona de bord este moale. Ecranul are un reglaj așa, el include partea de navigație, are inclusiv niște reglaje pentru ventilațiile astea de aici, care suflă aer rece pe zona centrală. Adică, practic, dacă vrei să închizi complet ventilațiile astea, reglezi din aceste butoane. Oglinda este cu închidere heliomată, parasolarele sunt ceva standard. Da, e un interior cu o căldură așa, aparte. Foarte multe butoane pentru tot ce înseamnă sistemul infotainment și navigația. Reglajele de climatizare în partea asta de jos de aici. Acest panou are o deschidere similară cu, sau forma cel puțin similară cu acele panouri. Lagărul de schimbător are zigzagul ăsta clasic. Modul sport de la suspensie, reglajul de nivel de înălțime și tăria amortizoarelor, frâna de mână electrică, încă un spațiu de depozitare aici, o cotieră amplă care are mai multe poziții de deschidere. Foarte ușor să cobor din mașina asta, adică pivotez foarte ușor pe această piele și deși o mașină joasă, nu ai niciun fel de problemă în a atinge cu capul. Oglinzile poate puțin cam mici, poate din rațiunea aerodinamică au fost făcute, dar observați inclusiv linia asta de desen, cum se continuă cu totul pe interiorul ăsta. Adică de-aia zic că pur și simplu e făcută cu totul altfel față de cum erau mașinile pe vremuri. Șoferul beneficiază și de niște memorii. Foarte practică partea asta, evident, era necesară. Din nou, sistemul clasic de deschidere. Un spațiu de depozitare aici, care este și el capitonat. Head-up display-ul cu reglajele proprii de aici. Reglarea nivelului de înălțime, ușița de la rezervor, reglarea volanului. Manetele sunt clasice de Citroen din vremea respectivă. Ar fi meritat poate niște manete mai interesante. Și bordul este cu totul neconvențional la felul cum arată. O să opresc lumina că se vede totuși destul de ok. Noroc că interiorul mașinii este destul de luminos. Să dăm ok. Are un ronțăi specific această motorizare. Simt acum cum s-a activat suspensia și deja te simți așa ca într-o cameră confortabilă. Îmi place foarte mult iluminatul acesta gălbui. Iar aici putem vedea câteva reglaje pentru sistemul ăsta de infotainment. Ecranul pivotează de sus. Se dă cu totul pe spate. Nu este touchscreen și se poate regla luminozitatea din partea asta de aici. Ai câteva informații care pot fi ajustate din partea asta de aici. De exemplu, are și un mod dark care închide informațiile inutile și asta este similar cu night panel-ul de sub. Are un sistem de navigație funcțional, mă rog, la vremea respectivă. Niște afișaje de trip computer în partea asta de aici. Reglări diverse de audio, ecran pentru climatizare. Evident, nu e o culme a tehnicii din punctul ăsta de vedere, pentru că totuși o mașină care mai are un pic și face 20 de ani ca nivel de concepție. Dar nu asta este esența mașinii, ci felul cum merge toată această suspensie. Observați aici, de exemplu, ce interesant funcționează aceste suporturi de pahar. Mai rar să le vezi funcționale pe genul acesta de mașini. Iar în zona bordului, turometru este sub forma unei reprize orizontale pe acolo, vitezometru complet digital, nivelul de înălțime, mă rog, de combustibil și putem vedea că
Are o tentă așa, adică nu e, n-are nicio simetrie din asta intenționat făcută, mi se pare că e foarte drăguță partea asta și nu are alte afișaje pe aici de arătat, pentru că oricum ce ține de pilot automat și toate treburile astea este afișat cu ajutorul ecranului central și aici putem vedea dacă apăs de exemplu pe maneta de ștergătoare că apar niște informații despre consum, autonomie, chestii generale, să spunem așa, deci nu necesită cine știe ce chestiuni. Ia să vedem. Dacă apeși acest buton, apare mesajul ăsta indicativ de sport, undeva în partea de jos acolo. Dacă îl mai apeși odată, apare. Modul standard și modul de iarnă, de fapt astea erau de la cutia de viteze, respectiv tasta asta de aici din exterior. Și dacă apăs pe butonul de suspensie, mașina va avea nivelul de înălțime complet ridicat. Și ca să vedem, cât de înaltă este. Așa se poate și vedea mecanica suspensiei. Sistem dublu braț pe față, exact ca la Citroenul C5, adică practic are un braț superior integrat cumva în tubul ăsta, o jambă verticală care asigură prinderea frânelor și direcția și jos o basculă. Iar pe partea din spate are un sistem de suspensie independentă multibraț care se poate vedea în zona asta de aici. O să dau un pic de zoom de fapt, ca să se vadă mai bine brațele alea de acolo. În egală măsură, dacă se apasă butonul pe zona minimă, mașina se și lasă complet, respectiv de aici, și se poate vedea pe ecran poziția minimă și mașina te notifică momentul în care s-a întâmplat ridicarea. Observ în comparație cu sistemul de la Mercedes că durează puțin mai mult, dar asta pentru că cursa suspensiei la un Citroen a fost tot timpul mai mare. Și asta este mașina pe poziția minimă. Se poate vedea. Însă te restricționează, nu poți să mergi cu viteză foarte mare cu ea pe intervalul maximal sau pe cel minimal și mașina își reglează singură aceste poziții.